Bună dimineața, domnul Dani, să trăiți, domnul Răzvan. Beau o cafea neagră și amară, așa cum a fost și seara noastră, din păcate. Fotbalistic suntem la pământ, așa că mai aveam o scăpare, să merg la pescuit. Și am venit aici, nu știu ce se întâmplă, că am numai foști tovarăși, foști prieteni. Îl am aici pe un fost prieten de-al meu, a organizat un mare concurs de pescuit aici pe Balta Tâncăbești și m-a chemat în ultima zi. Astăzi este ultima zi, la ora 9 se termină concursul. De ce treaba asta? Ți-era frică să nu ies câștigător? Știi că sunt prea bun? De ce m-ai chemat în ultima zi de concurs? Mai este o jumătate de oră, se termină concursul. Păi, dacă atâta experiență ai, atât de mult te chem. Auzi, dar voi sunteți toți porniți, croiți. Vreau să-mi spui de când a început concursul, de luni. Mai vorbește Tavi Colon cu tine? Nu mai vorbește, că din greșeală i-am scăpat peștele. N-am vrut să fac o poză, i-am scăpat peștele. Spune-mi puțin despre concursul ăsta. A început luni, acum se termină. Cum a fost, câte echipe, ce capturi? Deci a început de luni, astăzi se termină vineri, 16 echipe. Capturi foarte mari, 27 de kilograme cea mai mare captură. Hai, mai tăia din ele, că și eu le umflu, parcă prea bagi în ele. Asta e adevărul, o să vezi. Echipa câștigătoare, suntem aici, echipa câștigătoare. Uite, ăsta este echipamentul cu care au venit pentru o săptămână. O să ne ridicăm să ne uităm puțin. Au venit în primul rând cort de dormit, nu? În primul rând învoire de la neveste, de la familie, că o săptămână e cam complicat. Am înțeles. Și acolo, timp de o săptămână aici au dormit în cort. Da, bineînțeles. Mamă, păi reziști? Cum e? Cum să nu reziști? Au avut încălzitor, fără probleme rezistă. Fii atent, o să chem un membru al echipei să vorbim, pentru că avem cu cine. Pe cine îmi prezinți? Grigore. Grigore, salut. Marian, îmi pare bine. Bine ați venit, să știi că ai avut mare noroc că nu am venit eu la pescuit, m-a chemat în ultima zi pentru că aș făcut mare... Am auzit că ești un tip de temut în ceea ce privește pescuitul. Am prins unul, avea aproape 3 kg. Tu ai prins pește de 3 kg, aveți ceva să ne arătați și nouă? Cam mare, îmi pare rău, este atât de mare captura pe care a prins-o încât m-aș putea înroși. Dar haideți aici aproape să vedem. Ce, nu puteai concura cu mine? La 3 kg mi se pare zeu. Unul din peștele pe care l-am prins în astă dimineață, puțin mai înainte de a veni voi, este un ten. Are 3 kg? Care cântărește puțin mai mult de 3 kg. Hai să-mi arăți, chiar vreau să vedem. Uite, data trecută nu am avut noroc de o prezentare. Chiar... Să știți că acești pești se prind cu momeală specială, da? Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Este un pește care poate fi prins cu o momeală specială. Aoleu, să mă bată mama, câta pește, pe ăsta e mistrez, nu e porc. Nu e pește. Mamă. Ce este? Ten. Cam câte kilograme să aibă? Cred că are în jur de 21 de kilograme. 21 de kilograme. Și un cântar undeva în dreapta aici. O să-l cântărim. Auzi, îmi cer scuze că te-am luat peste picior. Crede-mă că în viața mea nu am prins... Cred că este un pic mai mare decât... cel pe care l-ai prins tu de 3 kg. Mariane, scuză-mă că intervin, dar hai măcar să-ți faci și tu o poză cu el, că... Sigur, la final vreau să fac și eu o poză cu acest pește. Ai avut nevoie de ajutor ca să-l scoți? Cine l-a prins? L-a prins Marius, da? Da, colegul nostru, și celălalt coleg, Claudiu, a fost aproape de el ca să-l scoată cu mincioc. Auzi, zic că n-are rost să-l chinuim. Hai să facem o fotografie și să-l eliberăm. 21 de kilograme. Acest pește se prinde cu astfel de nadă, da? Acolo este momel, am văzut că ați venit pregătiți, aveți bidoane cu porumb, momel speciale, fiecare cu secretul lui. Boilesuri. Hai să facem repede poza ca să-l eliberăm, să nu ținem prea mult. Domnul Răzvan, domnul Dani, în sfârșit, uite, am și o parte de o poză cu un pește de 21 de kilograme. Dacă veneam, eu prindeam cel puțin de 40. Băieți, hai, 3, 2, 1 și... Avem poza? Hai, felicitări, băieți. La final, mai spune ceva despre acest concurs. Premii au fost? Bineînțeles, substanțiale. Primul loc, cât câștigă? Toți banii? Data viitoare vin și, și eu să mă înscriu. Băieți, felicitări! Uite, chiar acum îl eliberează și ce să zic? Ați avut mare noroc când am participat eu la concursul ăsta, că sigur ieșeam pe primul loc. Mamă, cât am mai peștele! Of, hai că după ce a pierdut steluța, acum am pierdut și eu concursul. Domnul Răzvan, domnul Dani, să aveți un weekend minunat. A fost ultima zi de vară, că de mâine începe toamna. Am înțeles, calendaristic cel puțin.